A fost ideea organizației de tineret a PNL, care și-a invitat membrii să vină sâmbătă înainte de Paști, însoțiți de copii, la atelierul lui Iepurilă. Acolo micuții au primit culori și desene pe teme pascale, dar și ouă, și s-au întrecut la colorat și încondeiat. Atmosfera a fost una de mare angajare artistică. Peste 100 de copii au desenat cu tema sărbătorilor de Paște, au decorat ouă, s-au jucat cu iepuri adevărați și mai puțin adevărați, o mascotă i-a animat pe parcursul acestor momente. Acțiunea a mai fost susținută de Asociația Uniți pentru Giurgiu și de către deputatul Florian Nicolae. Într-o zi de sărbătoare cum este astăzi, am hotărât să ne alăturăm și noi Asociația Uniți pentru Giurgiu demersurilor pe care le-au pregătit cei de la PNL Municipiu. Și am hotărât să oferim copiilor o zi specială cu concursuri, cu colorat, cu iepurași, cu premii, să se bucure și să înțelegem că lumina trebuie să ajungă în sufletul fiecăruia în zilele acestea de sărbătoare. Am pierdut de mult timp calitatea de desenator la asemenea concursuri, dar încă sunt nostalgic după vremurile respective. Mă bucur că mai noștri colegi tineri liberali au reușit să organizeze un asemenea eveniment. Îi felicit pe ei și pe toți colaboratorii pe care i-ați aflat și poate alții care au vrut să rămână anonim. Este un demers firesc într-o asemenea perioadă. Ne apropiem de una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății și suntem mândri că avem un număr atât de mare de giurgiuveni. Dincolo de câteva ore frumoase petrecute în atelierul de creație, copiii participanți au fost recompensați la final cu premii constând în dulciuri, dar și cu diplome de participare.